Urmează a 17-a ediție a Festivalului Național Concurs de Folclor în Comuna Ponoarele. Primarul Comunei, Georgică Pătrașcu, alături de Consiliul Local, își doresc ca fiecare ediție a festivalului să fie una specială. Evenimentul care strânge anual sute de oameni va fi organizat în Comuna Ponoarele. Astfel de evenimente reprezintă deja o tradiție pentru primarul Comunei Ponoarele, dorindu-și an de an să fie o atmosferă incendiară și locuitorii comunei, cât și cei din alte părți, să se bucure de muzica tradițională și să se încingă hore pe cele mai îndrăgite melodii, iar distracția să fie întoi. Festivalul se va desfășura în intervalul 4-6 august, alături de cei mai îndrăgiți artiști de muzică populară din județul Mehedinți. Prima seară de distracție va începe cu Hora Satului, ocazie cu care ponorenii, locuitorii comunelor vecine și toți cei care popozesc pe meleagurile ponorene în această perioadă a festivalului sunt invitați să-și arate cel mai frumos costum popular din lada de zestre a bunicilor. De asemenea, Sandargint, alături de interpreția Izonei, își vor arăta armonia față de muzica populară printr-o interpretare muzicală. Cea de-a doua seară va începe cu o paradă a portului popular, iar ansamblul de dansuri populare Liliac de Ponoare va redeschide distracția. În aceea seară va avea loc concursul de interpretare, însă distracția nu se va termina aici. Ansamblul de dansuri populare Liliac de Ponoare, alături de mai mulți interpreți precum Ionuț Tudorescu, Ilie Dura, Zorina Bălan, Liliana Bunceanu, Venera Despău Gogan, Cosmin Bârlan și Aurora Stoican, vor anima seara până când îndrăgita interpretă Niculina Stoican va apărea pe scenă pentru a continua distracția. În ultima seară de distracție, festivalul Ponoare Ponoare se va deschide cu festivitatea de premiere pentru concursul de interpretare. În această seară, artiștii de preț ai județului Mehedinți, alături de tinerii artiști, vor distra locuitorii comunei Ponoarele. Vor fi prezenți Anica Ganțu, Nina Predescu, Irina Zoican, Ionela Bădălan, Angela Magheru, Luiza Isuf, Beatriz Ciotârlă, Daria Duță, Medana Pârjan, Andreea Ciortan și Mădălina Neagoe, acompaniați de orchestra profesională a ansamblului Danubius. În seara de gală a festivalului, odată cu lăsarea serii, recitalurile artiștilor vor fi însoțite de un frumos foc de tabără. Festivalul se va încheia târziu noapte, cu recitalul de excepție a lui Valentin Safira. Cântecul autentic, frumusețile naturii, cât și ospitalitatea ponorenilor sunt doar câteva referințe pentru a petrece.